Candidații la concursurile organizate de Poliția Română sunt obligați să respecte anumite măsuri sanitare, anunță reprezentanții instituției într-un comunicat de presă. Astfel, la toate concursurile organizate de Poliția Română în această perioadă vor participa exclusiv candidații care sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 dacă au trecut minimum 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Candidații care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 numai vechi de 72 de ore, sau candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 numai vechi de 48 de ore. Termenele menționate se calculează la data susținerii probei de concurs. La accesul candidaților în incinta locației în care are loc proba, se va verifica dovada că persoanele se află într-una dintre situațiile care permit participarea, pe baza unui document scris pe care îl vor avea asupra lor în copie, certificat verde digital COVID-19 printat sau dovada testului negativ, PCR sau antigen, care se va păstra la dosarul de concurs. Candidații care nu fac dovada că se află într-una din situațiile menționate, nu li se va permite accesul la probe și procedura de concurs pentru aceștia va înceta. În vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2 și protecției participanților la activitate, candidații sunt obligați să poarte mască de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pe toată durata prezenței în locul desfășurării probei. Pentru evitarea situațiilor neprevăzute, candidații sunt obligați să aibă asupra lor o mască de protecție de rezervă.